Ploieștiul va găzdui la sfârșitul săptămânii turneul final din cadrul Cupei României la handbal masculin. Meciurile se vor desfășura la sala sporturilor Olimpia. După ce orașul a fost văduvit de handbal din cauza autorităților locale, neavând nicio echipă în competițiile de seniori, Federația Română de Specialitate, condusă de localnicul Alexandru Dedu, a oferit spre organizarea Asociației Județene Prahova turneele finale ale cupei, atât la feminin cât și la masculin. Reprezentanții federației au stabilit programul turneului final. În prima zi, sâmbătă 13 mai, vor avea loc semifinalele, după următorul program. Potaița Turda, HC Dobrogea Sud Constanța, de la ora 14:45 și CSM București Dinamo București, de la 17:30. Finalele sunt programate duminică, 14 mai, meciul pentru medaliile de bronz disputându-se de la 14:45, în vreme ce marea finală va avea loc de la 17:30. Biletele pentru această întrecere urmează să fie puse la vânzare printr-o rețea de profil, dar vor putea fi achiziționate și de la fața locului în ziua meciurilor. Inițial, ambele turnee finale erau programate în aceeași săptămână, în perioada 19-21 mai, dar calificarea Potaisei Turda în ultimul act al Challenge Cup a devansat Cupa României la masculin pentru sfârșitul acestei săptămâni.